Bună ziua! Situația este aceeași. Suntem tot aici, doar cu diferența că am primit un control de la ITM cu 6 inspectori care se desfășoară acum pe acest subiect. Suntem presați să scoatem noi oamenii din subterană, după că i-am fi convins noi să intre. Directorii noștri sunt în subteran, deci nu e niciun fel de problemă pe care aș putea să rezolv eu ca și administrator. Am auzit comentariile în general, dar vă spun sincer că noi aproape că nu mai sperăm niciun sprijin de la nimeni. Nimeni din autorități, în afară de cele care au venit să caute nu știu ce acum cu ocazia asta, suntem obosiți, suntem triști, suntem aici și nu renunțăm. Bun, cei de la ITM pun presiune pe dumneavoastră să găsiți niște soluții astfel încât minerii, tot 25, sunt blocați, nu? Da, să iasă nu știu, la ora asta s-ar putea să fie chiar mai mulți, că și cei de la Băița ESA, de la societatea de stat, sunt foarte porniți pe conducerea lor. Bun, și au mers directorii, spuneți dumneavoastră, în mină. Ce încearcă să le promită astfel încât să-i deturne să renunțe la acest protest? Păi, nu au ce le promite. Directorii noștri așteaptă ei o rezolvare de la organele statului. Ce să le promită? Că noi nu le-am făcut nimic rău salariaților și salariații nu s-au blocat pentru că au vreo revendicare. Aș vrea să le atrag atenția că acești salariați care s-au blocat acum au lucrat 11 luni pentru Băița ESA fără să fie plătiți. Numai ca să nu piardă zăcământul. Deci oamenii ăștia au o putere de determinare mult mai mare decât am eu o putere de convingere să-i spun renunțați că lăsați mina să se închidă sau să se inunde sau ceva de genul ăsta. În niciun caz nu pot propune așa ceva. Deci până noi una nu alta. Avem nicio pârghie de control la această situație creată. Mai ales că n-am generat-o noi. Noi chiar n-am generat-o noi. Din contră am fost prezent și am vrut să rezolvăm cât se poate de amiabil. Da? Li s-a dus apă, mâncare. Înțeleg că unui bărbat i s-a făcut rău. A venit ambulanța acolo. Da, noi am anunțat, așa cum prevede legea, după 12 ore de protest în subteran, am anunțat la 112. A venit la a doua intervenție a noastră, la ora 022, o ambulanță. Da, se controlează glicemia, se controlează tensiunea și oamenii de la ambulanță, să știți că sunt foarte, foarte profesioniști, au venit, dar nu la ora 17, cum spunea domnul prefect, și nu la intervenția lui.